În Ucraina, Putin nu a instalat încă un regim de ocupație. O face însă acasă. Își răscrie zilnic legile, închide ziare, radiouri, rețele sociale și arestează mii de oameni. Vrea liniște, dar obține cel mult tăcere. De vorbit vorbește doar el. Luni seară, Marina Ovsianskaia l-a întrerupt. În timpul telejurnalului oficial, jurnalista a intrat în platou cu efectul unui kamikaze pe puntea unui crucișător. Pe pancarta ei denunța războiul și propaganda. Milioane de ruși au văzut cuvintele, aici sunteți mințiți. A fost repede arestată și canalul a declarat că e actul unui străin. Presupusa străină are un tată ucrainean și o mamă rusoaică. Își explică gestul într-o postare video online. Ca bun jurnalist, spune esențialul în câteva cuvinte. Putin comite o crimă. Războiul e fratricid. Își cere scuze rușilor că a tăcut prea mult timp, că a lucrat pentru propaganda ce a zombificat. Soluția? Ieșiți și protestați. Nu vă fie frică. Nu ne pot încuia pe toți. În încheierea ei sunt două referințe istorice. Primele cuvinte ale papei Ioan Paul al II-lea și ultimele ale partizanei Zoia Cosmodemianscaia. Prin Marina, eroul anticomunist și martira antifascistă le-au vorbit aseară rușilor pe telegram. De unezi, occidentalii îl auzeau pe Churchill prin gura lui Zelensky. Deși un simplu emoticon înseamnă 15 ani de închisoare, comentariile elogioase la postarea Marinei au curs imediat. Testamentul ei zboară din telefon în telefon. Rusia ia azi o insulă, dar Marina a aruncat în ocean un mesaj într-o sticlă. 10 Putin a vrut liniște. E înconjurat de tăcerea 144 de milioane de ruși. După gestul Marinei, ei nu mai pot spune că nu au știut. Tiranul ignoră vacarmul planetei indignate, dar tăcerea de la Moscova a devenit la fel de asurzitoare.